Motiv de chiul pentru destui elevi, ora de dirigenție poate deveni și atractivă atunci când se schimbă puțin regulile. A demonstrat-o un cadru didactic, părintele profesor Georgian Tudor. Acesta a hotărât ca ora de dirigenție din această săptămână să aibă loc la Inspectoratul Județean de Jandarmi. Bucuroși de oaspeți, jandarmii giurgiuveni l-au vorbit tinerilor despre prevenirea delincvenței juvenile, a consumului de droguri și a traficului de persoane, dar și despre rolul jandarmeriei în societate. O instituție respectabilă, autoritate cu autoritate de stat, cu atribuții în aplicarea legii și în special în sprijinirea și în ajutorarea semenilor noștri. Pentru că și dacă aplicăm legea, aplicăm legea împotriva unora, pentru a-i ajuta pe marea majoritate. În afară de discuții, tinerii au putut viziona și diferite clipuri cu istoricul și prezentarea Inspectoratului Județean de Jandarmi. Printre elevi s-au aflat și tineri care, după absolvirea liceului, își doresc să devină jandarmi, experiența de joi a orei de dirigenție fiind cu atât mai utilă.